Salutare lume, sunt Ionuț, iar acesta este un tutorial bonus la Cinema 4D. Astăzi vă voi arăta cum să creați acest efect pe care eu l-am numit Glowing Ball Effects. Vă rog să mă scuzați, sunt puțin răgușit. Ok, deci, mai întâi va trebui să deschidem Cinema 4D-ul și în acest proiect pe care vi-l voi arăta astăzi, va trebui să folosesc două efecte pe care vi le voi explica acum. Ok, deci, pentru asta am nevoie de un cub, voi face o cameră sau ceva de genul. Ok, voi nu trebuie să faceți ceea ce fac eu acum decât să ciuliți urechile, cum s-ar mai spune. Îi adăugăm niște segmente rapid, îl facem editabil pentru a-i putea șterge poligoanele. Ok, prin Shift putem selecta mai multe poligoane sau prin Control putem șterge. Ok, delete, acum adăugăm o lumină, o punem în dreptul ferestrei noastre și ne ducem cu... așa zis, cameră, în interiorul camerei. Ok. Ne poziționăm într-un colț pe aici, pe undeva. Perfect. Acum voi face un preview rapid. Și vom observa că în interiorul camerei noastre este o distribuire foarte proastă a luminii. Acest perete de unde provine lumina este complet negru. Iar acești pereți mă arată puțin mai bine, dar nu foarte bine. Ok, pentru a modifica aceste dezavantaje, va trebui să ne ducem la Settings, Effect și Ambient Occlusion și Global Illumination. Pentru început, voi debifa Ambient Occlusion-ul pentru a vedea efectul Global Illumination-ului. Ok, deci cu Global Illumination selectat, voi face un preview, desigur... timpul de randare va crește, însă și rezultatul va fi unul mai bun. Acum observăm că lumina este distribuită mai bine și acest perete nu mai este complet negru. Ok, însă nu avem încă un rezultat destul de satisfăcător. Pentru asta vom bifa și Ambient Occlusion-ul. Vom face un preview. Desigur, timpul de randare va crește și mai mult, însă rezultatul va fi unul mai satisfăcător. Iar cum vedem că arată din ce în ce mai bine. Vedem aici în margini efectul Ambient Occlusion-ului, acea umbră. Ok. Deci, probabil nu este cea mai realistică cameră, însă cam asta fac cele două efecte și în combinație cu materiale mai bune și cu lumini puse mai bine, este un efect mai bun. Ok, deci v-am explicat ce fac aceste două efecte. Acum să trecem la treabă. Deci, pentru început, în imaginea noastră aveam... o podea. Adăugăm o podea, ducem la floor, add floor, ok. Această podea este reprezentată printr-un plan limitat, însă dacă vom face o randare, va fi nelimitat. Ok, randarea este neagră. De ce este randarea neagră? Păi, când avem global illumination-ul bifat, avem nevoie de o sursă de lumină pentru a se crea imaginea. Fără o sursă de lumină nu se poate face chestia asta. Momentan vom debifa acele două efecte și voi face un preview. Vedem că podeaua noastră este nelimitată, însă acolo undeva, departe, este o dungă neagră. De ce? Păi, acela este background-ul. Va trebui să adăugăm și un background. Ok, deci, avem aici foreground și background. Bifăm background. Iar dacă vom face o randare, tot cele două nu au aceeași culoare. Ok. Vom adăuga un material. Dublu click în boxa cu materiale, apoi dublu click pe material pentru a edita proprietățile. Iar la culoare vom alege un negru, însă nu negru de tot și puțin spre gri, foarte, foarte puțin. Ok. Iar apoi, cred că o să-i debifăm spre culorul. Da. Acum, îl adăugăm pe podeaua noastră și pe background-ul nostru. Ups. Țineți control apăsat și trageți de material pentru a-l dubla. Acum facem un render și vedem că cele două tot nu au aceeași culoare. Păi, pentru asta va trebui să adăugăm un tag al Cinema 4D-ului. Ne ducem pe podea sau pe background și al doilea click, Cinema 4D Tags, iar apoi selectăm Composition. De la Composition vedem că sunt mai multe posibilități. Putem alege ca obiectul nostru să nu degaje umbră sau... să fie umbră pe acesta, să nu fie văzut de cameră și așa mai departe. Noi vom bifa doar Composite Background. Ok? Și vom ține control apăsat și vom trage tot de același tag și pe background. Iar acum, dacă vom face o randare, vedem că toată imaginea noastră are aceeași culoare. Ok?
Acum va trebui să facem acea sferă. Ne ducem la obiectele noastre primitive, sferă. Ne ducem apăsând scroll undeva în imagine, la front view. Iarăși scroll pentru a intra pe full screen, nu-i chiar full screen, ok. Și tragem de sferă în sus. Această axă X este într-un fel podeaua noastră. O poziționăm nici să fie un spațiu, foarte, foarte puțin în podeaua noastră. Ne ducem înapoi în perspective view. Ok. Acum, ce va trebui să facem? Această sferă o vom face editabilă pentru a-i putea controla poligoanele. Și, în primul rând, vom face un material care vor semnifica acele linii albe strălucitoare. Acelea vor fi emițătoarele noastre de lumină și materialul pentru bilă. Ok. Dublu clic în boxa cu materiale, facem materialul pentru bilă. O culoare neagră, reflecția. Ok, iar la reflection mergem la texture. Apăsăm pe săgetuca asta aici, săgetucă, ok. Iar apoi la Fresnel. Acest Fresnel adaugă un fel de gradient pe reflexie și face ca reflexia noastră să fie doar pe marginea obiectului. Ok, iar acum la brightness vom alege undeva la 8, nu foarte mare, iar la mixed read 10. Perfect, și vom debifa specolorul. X, adăugăm pe obiectul nostru. Ok, deci avem un material adăugat pe obiect, iar acum va trebui să adăugăm acele linii. Pentru asta vom selecta butonul nostru pentru a putea selecta poligoanele. Ok, iar apoi ne vom duce la Select, Loop Selection, pentru a putea face o selecție în lupă, adică tot acest rând de poligoane, ca să spun așa. Și apăsăm un clic undeva pe aici, 1, 2, 3, ok, iar apoi ne ducem, numărăm iarăși 1, 2, 3, ținem shift-ul apăsat de data asta și apăsăm iarăși pentru a se păstra și selecția anterioară. Ok, acum ne putem duce să facem un nou material pentru acea linie albă, dublu clic, intrăm în proprietățile materialului, color debifăm, chiar nu contează, luminance, bifăm și vedem că tot obiectul nostru se face alb și este bine pentru că acesta va trebui să emite lumină, de aceea se numește și această proprietate a obiectului, să-i spunem așa, luminance. Și debifăm și specular. Ok. Acum la luminance, lăsăm 100% deocamdată și tragem pur și simplu pe selecția noastră și vedem că acest material se aplică doar în locurile unde era selectat poligoanele obiectului. Ok, acum dacă facem un render rapid, vedem, nu vedem de fapt aproape nimic, nu este un rezultat asemănător aproape deloc cu ce am eu, cu poza făcută de mine. Pentru a face să semene puțin, va trebui să folosim cele două efecte, mă scuzați, despre care am vorbit mai devreme. Bifăm Ambient Occlusion și Global Emnesia. Deci vă duceți la efect, le selectați, unde sunt, pe aici pe undeva. Ok, deci acum chiar le găsesc pe bune. Ok, deci căutați-le voi. Așa. Și după ce le-am bifat, facem încă o dată un preview. Desigur, timpul de randare se va mări, însă, după cum am mai repetat de atâtea ori, rezultatul va fi mai satisfăcător. Ups. Și vedem totuși că tot nu avem un rezultat prea bun. Păi de ce? Sursa noastră de lumină nu are prea multă densitate. Pentru a-i mai adăuga densitate sau putere, cum vreți să-i spuneți, ne vom duce la brightness, la luminance și ne vom duce undeva la 300-310. Dacă vreți o lumină mai mare, vă puteți duce la 1000-2000, eu știu, acum depinde. 310. Dăm X, facem iarăși un preview, vedem deja o modificare a imaginii noastre. Și avem această lumină pe podea. Însă vedem că background-ul nostru este puțin cam deschis. Ne vom duce la materialul acestuia, la color și vom mai scade. Ups. Puțin. Nu foarte mult, să nu faceți complet neagră, că altfel nu va mai ieși același efect. Mai facem un preview. Să spunem că este ceea ce vrem noi. Să spunem că mai vrem puțin să mărim. Ups. Ok, luminance. Hai să ne ducem la 700, de la 373.
3. Ok, mai facem un preview. Desigur, mereu va trebui să facem preview-uri, să vedem cum ne iese. Ok. Hai să spunem că este bine, însă aici, în imaginea noastră inițială, vedem niște reflexii destul de atrăgătoare, nu știu cum să le zic. Pentru asta avem nevoie de un studio, dar nu e un studio, de fapt este o imagine cu mai multe obiecte albe care să se reflecte pe sfera noastră. Știu că prescurtarea lor e HDR. Deci puteți căuta pe Google HDR Free Studio for Cinema 4D, ceva de genul. Ok, eu am o poză undeva prin calculator, dublu clic pentru a crea un nou material. Iarăși dublu clic, probabil această imagine o veți avea în descriere, să o downloadați și voi. Ok, la Color ne vom duce la Texture, iar apoi vom da Load Image. Voi căuta, uitați, am Free HDR for Studio Render by așa. Voi selecta această imagine, Open, vom da Nou aici. Și vedem că imaginea noastră s-a adăugat pe materialul nostru. Ok, debifăm specolorul și dăm X. Această imagine, pentru a se reflecta pe obiectul nostru, va trebui să o punem pe un cer, de fapt sky. Facem un sky, adăugăm materialul nostru, iar apoi facem rapid un preview. Ok, și vedem deja o reflexie chiar foarte, nu știu cum să spun, chiar foarte tare, glossy, shiny, așa, dar în background vedem sky-ul nostru. Ok, pentru a nu mai vedea, îi adăugăm tot același tag, Cinema 4D Tags, Compositing și de data asta vom debifa Seen by Camera, pentru ca acesta să nu mai fie văzut de cameră, însă reflexiile acestea vor apărea pe obiectele din jurul lui sau din interiorul lui, nu știu. Ok, facem încă un preview și vedem deja un rezultat foarte satisfăcător, zic eu, destul de tare. Dacă vreți, puteți modifica lumina să fie, eu știu, roșie. Ok. Ups, la culoare, nu. Ne vom duce la luminance, am uitat. Deci vă duceți la luminance întâi și după aceea schimbați culoarea luminii. Faceți un preview. Ok, și deja vedem o schimbare. Chiar arată destul de bine. Însă eu le voi lăsa albe. Sincer, nu știu de ce. Doar așa. Acum, în imaginea noastră, vedem o mulțime de bile care cad în mod misterios din cer. Pentru a face asta, va trebui să se va complica de aici puțin tutorialul, însă nu foarte mult. Ok, deci probabil veți înțelege mai greu cei care sunteți începători, începători, gen foarte începători. Însă nu este foarte complicat. Să vă explic ce vom face. Practic noi vom adăuga un emițător, să-l traduc în română, emițător care va emite niște particule, iar acelui emițător vom adăuga acest obiect, iar el va emite acest obiect, practic. Ok, și vom putea alege cât să țină aceste obiecte, când să dispară, câte de mult să fie. Ok. Și cu ocazia asta, acest va fi un tutorial și despre fizică, cum să adăugați fizică în Cinema 4D, pentru că aici vedem că bilele noastre se lovesc de pământ, sar și așa mai departe, însă va fi un fel de tutorial de fizică destul de simplu. Deci, pentru început, eu mă voi duce undeva la Character, nu, Simulate Particles Emitter, mă rog, oricum s-ar pronunța. Eu am Cinema 4D R13 și nu zic asta doar ca să mă laud, și zic asta pentru că cei cu R12 s-ar putea să aibă aceste emitter pe aici pe undeva. Nu știu, apăsați și voi pe acestea și căutați. Zic asta pentru că știu că am avut R12 și era pe undeva pe aici. Ok, deci sigur vă descurcați voi să-l găsiți. Deci, emitter-ul îl ridicăm undeva destul de sus, undeva pe aici. Ok, iar acum va trebui să-l întoarcem. De exemplu, dacă dăm play, vom vedea acele particule de care v-am vorbit mai înainte, care ies din emițător. Va trebui să facem ca aceste particule să vină în jos. Da. Pur și simplu, vom selecta acest buton, pentru că eram pe poligon, deci vom selecta acest buton, iar pe aici pe undeva, cred că la P, vom da o valoare de minus 90, apply, dăm de la început, play, da, și este foarte bine.
Ok, acum. Și va trebui să facem acest emițător mai mare. Pentru asta vom selecta emițătorul, emitter și X-size, Y-size. Vom trage de ele. Eu zic că 1000 este bine. Control C. Perfect. Așa. Îi schimbăm puțin poziția. Ok, dacă îi dăm un play, vedem că particulele noastre încep să iasă de peste tot din obiect. Ok, vedem că timeline-ul nostru este prea scurt. Particulele noastre nici măcar nu apucă să atingă podeaua. Pentru asta, aici unde scrie 90F de la framer, vom schimba cu 300-250, nu contează, să fie ceva mai mare, depinde cât de mare vreți să faceți animația. În cazul nostru nu avem nevoie de o animație, ci doar de o poză, însă avem nevoie de timeline pentru ca animația noastră să decurgă, pentru că vom adăuga fizică și nu putem să facem pur și simplu să cadă. Va trebui să dăm play și ca ele să cadă, noi punem pauză, randăm și așa mai departe. O să vedeți tot procesul puțin mai încolo. Deci, am mărit timeline-ul, pur și simplu schimbați această valoare, dați enter și gata. Și după aceea trageți de chestia asta să vedeți aici toată durata. Ok, acum va trebui să luăm sfera noastră, o tragem în dreptul emitter-ului și atunci când apare acea săgeată îndreptată în jos, luăm degetul de pe click și vedem că această sferă se pune sub emitter. Asta înseamnă că i-am adăugat acest efect emitter-ul sferei noastre. Ok, dacă dăm de la început și play, vedem că nimic nu se întâmplă. De ce? Păi va trebui să mergem la emitter, particle și să bifăm show object. Odată ce am bifat show object și vom da play, vedem că bilele noastre cad ca prin minune din emițătorul nostru. Ok, însă dacă vom lăsa, vedem că trec prin podea. De ce? Pentru că acestea nu au fizică. Fizică, da, într-un fel, ca să zic așa. Mai întâi va trebui să adăugăm la podea să fie un obiect solid de care să lovească sferele noastre. Pentru asta ne ducem apăsăm al doilea click pe podea și ne vom duce la Simulate Tags. Ceva de genul va fi și la R12, dacă nu căutați pe aici pe undeva la R12. Da, și pe aici. Deci v-am spus, căutați pe aici pe sus, sigur le veți găsi. Deci, ducem la floor, al doilea click, Simulate Tags și Rigid Body. Ok. Iar această podea va sta solidă pentru că ea este o podea, iar setările dinamicii se schimbă în funcție de cum este obiectul. Adică aceasta este o podea și setările sunt ca ea să stea stabilă, indiferent de ce lovește sau se miște și așa mai departe. Ok, chestiile astea le veți învăța pe parcurs. Și la sfera noastră vom face același lucru. Rigid Body, însă vedem că este diferit, pentru că, după cum am explicat mai devreme, aceea este o podea și așa mai departe, bla bla bla. Ok. Dacă dăm de la început, iar apoi dăm play, vedem cum bilele noastre cad și se lovesc de podea și se rotesc și așa mai departe. V-am zis, aceasta este o inserție de tutorial de fizică care este foarte simplu. Voi face și un tutorial de fizică mai complicat în care vă voi arăta cum să schimbați setările să fie cât mai realistic, cum ele sar haotic și chiar asta vrem. Deci, într-un fel, Cinema 4D ne-a ajutat aici. Poziționăm camera într-un fel cum ne-ar place nouă. De exemplu, eu am această imagine pe desktop, deci o poziționez cam cum ți-ar place ție. De fapt, eu o poziționez cum îmi place mie, tu o poziționez cum îți place ție. Logic, nu? Ok, gata cu vorbăria. Acum facem un preview. Vedem că timpul de randare crește, însă, după cum am repetat de atâtea ori, rezultatul este satisfăcător. Ok, facem randare, randare, randare. Desigur, dacă aveți un calculator mai slab, ca să zic așa, nu că eu aș avea nici cine știe ce, vă va lua puțin mai mult, însă și eu am avut înainte un calculator foarte slab și, sincer, mi-a plăcut cu adevărat chestia aceasta și tot stăteam la render câte 10 minute pentru o imagine. Ok, deci avem acest rezultat care este foarte, foarte bun. Vedem reflexele noastre exact ca în imaginea noastră. Aici este puțin diferit, desigur, nu am ales exact aceeași culoare a podelei noastre și așa mai departe, însă voi puteți face ceva cu totul diferit.
Ok. Puteți da de la început, să mai dați o dată play, poate cad altfel. Vreți să fie în altă poziție mingile noastre. Ok, acum sunt mai multe pe jos. Veți undeva de sus, poate vreți să schimbați și la luminescență culoarea. Să spunem că vom face verde. Ok, să fie ceva pozitiv într-un fel. Verde. Ok, verde. Facem un render la culoarea verde. Păi, cam asta a fost și pentru săptămâna asta. Un tutorial destul de simplu, nu? Ok, să vedem care este rezultatul nostru final. Oh, da, stai, era să uit. Mai am să vă spun niște setări. Ei așteptăm să se randeze, să se randeze, să se randeze, să se randeze, să se randeze și s-a randat. Ok, deci avem o culoare verde. Sincer, mie îmi place și așa verde, este foarte tare. Reflexele, chiar mie îmi plac reflexele, deci cred că reflexia face totul în această poză. Ok. Acum nu vedem, însă dacă ne vom apropia de bila noastră, vom vedea că va avea unele margini. Și reflexia nu va fi exact dreaptă. Ok, pentru asta va trebui să mergeți la setări, alegeți la output, eu știu, rezoluția ecranului vostru, dacă vreți să-l puneți pe desktop, unde să se salveze, desigur, JPEG, formatul, ok, unde să se salveze, iar apoi vă duceți la Anti-Aliasing, Geometry, Best. Și Max Level, aici este umbra, cât de bine să fie umbra, cât de bine, da, cât de realistică. Vă puteți duce la 16 ori 16 dacă aveți timp. Ok, și dacă aveți un calculator mai prost, vă recomand să vă să selectați 2 ori 2. Noi vom selecta 4 ori 4. Ops, 8 ori 8, nu. Ok, 4 ori 4. Vom da X și vom mai face încă o dată un render. Desigur, timpul de randare și de data asta va crește. Însă, ne place că crește timpul de randare pentru că vom avea un rezultat mai bun. Voi da X la chestia asta. Haide, 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 procesorule. Randează-te, randează-te. Randează-te, s-a randat. Ok. Desigur, acum nu observați diferența înainte să ne ducem la anti-aliasing și așa, însă cred că voi face și o inserție în tutorialul următor despre chestia asta. Ok, acum vedem că avem un rezultat satisfăcător. Bun, o punem pe desktop, gata, ne-a ieșit. Deci, cam asta a fost și pentru săptămâna asta, însă înainte de toate vreau să vă cer eu vouă ajutorul. Aș avea nevoie de o persoană care are experiență sau a avut experiențe cu Google AdSense sau cu contul de YouTube care se pricepe. Deci, acum nu vreau o persoană care doar să presupună că știe și una chiar care poate să mă ajută, dacă nu poate nimeni să mă ajute, nu-i vai. Ok, vă mulțumesc, cam asta a fost și pentru săptămâna asta, nu uitați să vă abonați, să dați share, mă ajută, dacă nu dați dislike, lăsați motivul în secțiunea de comentarii, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo sugestie de tutorial, nu ezitați să lăsați un coment. La revedere!